Așa, dar dragi domnul Dumnezeu, să vă găsi la treacă profană, pornim repede de la treacă, pornim cu Mario fiind elevul cel mai tare al celor care stau de vorbă, da? Deci, tema pentru acasă, punem tema pentru acasă, dar noi facem diverse probleme, nu? Tema pentru acasă, el n-a ajuns acasă, el. Abia după ce te-ai luat și matematica, ajungi și tu acasă, nu? După o zi de muncă. Foarte. Clasa A, B. A fost problema aceea nefăcută, Marco? Cu gingel. Cu buzunarele, două buzunare, nu așa? Gingel și viorel. Așa. Așa. Deci, practic, aveam așa. Că Mario are în buzunarul stâng 400. În stâng are 400. Iar în dreptul 500. Și el cu banii în buzunar era cel mai tare dintre toți colegii lui, nu? Da. Tu ești și unde afaceri, da? Așa, dar 900 total. Foarte tare. Și acum se întâlnește cu Gigel. Și Gigel îi spune urgent. Gigel îi spune urgent. Ce spune? Am nevoie de? E o strană din ala de bănuț. Am nevoie de 199 lei. Și tu zici, bine, te servesc. Din buzunar, din care buzunar? Din buzunarul stâng, că ești Gigel. Din buzunarul stâng. Așa. Scoate 199 din buzunar. Bun. Mai merge un pic. A scris din buzunarul drept. Nu, din stângul. Gigel este în stângul. Da. Am nevoie de 199. Mai merge un pic să găsești cu Viorel. Așa. Și ce spune Viorel? Viorel. Am nevoie de 218. De 218 lei. Iar Mario? El îi servește pe amândoi și întrebarea este... Cât rămâne? Cu... La prima... Cât a rămas... Mario. Da? Cât a mai rămas Mario în buzunar? Facem 499. Dăm din stâng, da? Da. 400. Pentru stângul să văd cât am mai rămas, da? Pentru stângul. 400 minus 199. E ca 199, 201. Face 201, sigur? Sigur. Luăm 100 din 400 pentru 99 ne va... Stai. Așa. Egal cu 201. 201. 201. Deci e luat 100. Deci, bate la nu și zice, ai ceva în noua. Dar acolo, ai ceva în noua. Și atunci te-ai dus la 100 și a luat 100. Da. Și a rămas aici cât ai luat 100? 3. Și din 100 aceea... A lăsat pe 99. A, și deodată tu faci pe 99 și ți-o dat cu 99. Și apoi de 300... Minus 100. 200. 200. 201. Ai avut dreptate. Foarte bine ai gândit. 201 ți-a rămas în stâng. La Gigel. Pentru dreptul, da. Pentru Gigel. Asta e pentru... Asta e pentru Gigel. Ce a rămas după ce... După ce i-a dat lui Gigel, dar a rămas ții în buzunar, da? I-a rămas lui ții în buzunar, o stâng, ți-a rămas 201. Pentru dreptul... Da, pentru Viorel, care își cere 200. Înseamnă din 500. Scoatem 218. Da. Ne va da 282. Păi stai, dacă sunt mai repede, sunt cumva să greșim. N-am greșit. Cum ai făcut? N-am greșit. Am luat 100. 100 de la 500. 100 minus 18. 82. Bun, am înțeles 82. 82. Și acum 400. Rămas 400 aici, da. Și minus 200, 200.
22. Foarte tare, foarte corect de făcut. Acum trebuie să adunăm banii din buzunarul strâng și buzunarul strâng și buzunarul drept. Ca să vezi cât bani ți-au mai rămas, nu? După ce ai servit cu colegii. 282. 282. Plus 201. 483. 483. 1 și cu 2, 3, e interesant. 8 cu 0 la 10, 8. Și 483 este corect. Suma rămasă, da? Asta suma este suma. Suma rămasă în buzunarul lui Mare. Da, dar le-a dat amândouă. Le-ai pus într-o singură buzunar, da? Rămasă. Bun. Mai, se mai putea face și altfel? Întrebarea este. Nu. Ca să găsești suma asta? Nu. Nu-ți mai putea. Mai ne gândim. Mai gândești, poate găseam și o altă soluție. Asta a fost soluția când ai scăzut. Poate să scădem pe cel cu 500. Nu, 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 tot așa trebuie să meargă. Nu. Eu zic să adunăm. Să adunăm suma toată și o punem într-o singură buzunar. Namaste, nu cam în singură buzunar. Băi, cam e buzunar mai atent, așa, așa, mai buzunar mai atent. Și să adunăm pe cei doi care, pe care îi servești tu, și pe cei ceași pe așa, se adunăm în iarăși, și când scădem din total, din toată suma, scădem când te-ai dat și în greu și în greu, nu mergi pe cheia. Ia să vedem. Vrei? 317. Va face 300... Da. Mai ne gândim. Dar fie de cum procedă. 417. Te luat un număr și ai completat pe 199 și cu 200. Și cu 200, 400, 17. Foarte tare. Deci din toată suma, din toată suma, din cele 400 și cu 500, 900. Deci 4, hai să adunăm 400. Deci asta e metoda a doua. 400 și cu 500 egal cu 900. Și din nou adună și pe ăștia doi. 199 pe Gigel plus 218 pe Viorel face, ai spus tu foarte bine, 417. Te-ai gândit, cred că foarte, foarte tare. Altfel... Și acum, putem, și acum putem să scădem, așa? Da. Zero. Va de la vecinul. Așa? Da. Se duce la 100. La 100. Așa, așa. Ai, desigur, da. Sigur, îți dau. Și iau 100. Iau 100. Și scădem 17. Da. 83. Și face... Din 100 scădem 70 și face 83, deodată e văzut. 83, da. Și 800 minus 400, 400. 483 este rezultatul, ca și înainte, foarte tare, acel răspuns. Vezi? A fost foarte interesant. Am adunat banii la un loc, am adunat câte ai dat la cei doi și am scădut deodată și am dat același răspuns. Suma rămasă. Deci, este o altă metodă. De profesor. Spune. Trebuie să sapi un buzunar ca să ți încapă 900 de bani. 900 de lei, da? Deci trebuia un buzunar adânc, așa. Dar e drept. Fiecare... Tu ai fost, cum să spun, pregătit pentru toate variantele. Ai avut și stângul și dreptul și cum ai putut, ai avut un buzunar mai mare, așa, la piept, sau știu unde l-ai avut tu, în care ți-au făcut toată suma. E pus la loc și ai de aici, ai dat deodată stânga și dreapta, mă fac când am băiedat și în felul ăsta am găsit aceeași soluție. E foarte interesant, la aceeași problemă găsim, iată, două soluții, două modalități din lucru. Da? Eu să mă întorc la problema aceea cu găini și cu iepuri și mi-a plăcut foarte tare. Ție nu ți-a plăcut? Ia spune. Da. Sigur că da. Hai să mai vedem încă o dată. Știi cu cât am să merg? Merg acum de la bun început cu 9 capete. Când am zis 9 capete... 39.
Ești cu 9 cartofi. 38. De ce 38? Pentru că e număr par și găini sunt două picioare și la iepuri sunt 4. Deci cu picioarele de urmă numele 4. 38 este maxim rezultatul de picioare. 38 sau 36? 38. Cum ai venit? Te-a spus 38. Dacă aveam 10 numere, ne adăneam încă 2, făceam 40. Dacă a fost, dar ne gândim că numai toate cartele sunt iepuri. Deci gândim cu varianta pentru maxim tot numai iepuri. Și atunci din 4 cu 10, cât a fost, scădem 4 în iepuri. Că sunt numai 9 iepuri, da? Și deci 36 maxim. 36, da? Da? Deci, coleg, deci să zicem 9 capete și tu repede gândit număr maxim de picioare 36 am zis, nu? Da. Ai zis așa, dacă ai fost 10, ar fi fost 40, așa cum sunt 9, un iepure mai puțin, din 40 scădem pe 4 și deam seama 36 picioare. Număr minim. Minim? De picioare. Dar ar fi numai găini. Parcă ar fi numai găini, așa te găsești. De parcă ar fi numai găini. Deci număr. Merge, da. Deci număr minim de picioare, de parcă ar fi numai găini. Număr minim. Deci 36 sunt cât? Sunt 9, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Și dacă ar fi mai găini, aș trebui să plăcă de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dacă ar fi 10, ar fi 20. Dar așa fiindcă sunt 9, 6, mai? 8, 10, 12, 14, 16, 18. Deci sunt 18 picioare, nu? Tu puteai să faci cu șmechile astea, dacă ai fost 10, dacă ai fost 20, mai una nu, una, gata, 18. Deci 18 picioare. Da? 18 picioare. Numărul minim de picioare pe care trebuie să-l dai, 18. Numărul maxim pe care trebuie să-l dai, 36. Și acum să facem o problemă în care dai tu un număr de picioare cuprins în trei. O, ușor! Deci 9 capete. Și dă numărul de picioare care vrei tu. Trebuie să-l aflăm. Nu, îl dai tu. Între 18 și 36. 28. 28. Deci, 28 picioare. Vreau să dau puțin. Mi-ai făcut problema, nu? Mi-ai confus-o. 28 de picioare. Eu acum cum fac? Zic așa. Vreau să spun la final? Păi până la final... Dacă vă complicați, deci eu pun, fac, de parte ar fi toate găini. Dar pus câte două picioare. Câte picioare mă crește eu? 18 am și scad din 28. Din 28 pe care mi-ai dat tu, scad din 18 care am pus, le-am pus de așa. Câte timp rămân? Din 28 scad din 18? 10, nu? 10. Am 10 picioare la dispoziție. Și acum cu cele 10 picioare, transform o parte din găini în iepuri. În iepuri. Cât mai bun la asta ca să... Adică aduc iepuri în iepuri. Așa! Sigur că da. Pun două picioare aici, da? Una, două. Din 10 cât am pus, mate? Doar două. Cât timp a rămas încă? Încă? Dacă consumăm din 10, 2. Da, eu am pus pe 2, vezi? Dacă am consumat un iepure dintr-o găină, ne va da 6. Nu, rămas. Nu, că mai 2, 2.
pus mai două. Deci vezi tu că din 10 mai două am pus. Da. Adică am adus un iepure. L-am transformat în iepure, găina aceea. Găina a transformat în iepure și am mai pus două picioare. Da, am mai pus două picioare. Două. Acum. Și acum, mai departe, de? Câte picioare mai am la dispoziție, dacă vă mai am 8? 8, sigur că da. Iar două picioare mai stat. A făcut iepure pe găină? 4. Mai am? 4. Nu. 4. 6 mai. 6. Că au fost 8. Unde am pus 2, 4. Acum mai pun 2, 6. Mai pun 2, 8. Mai pun 2, 10. Deci? 10 plus. 10, deci câte iepuri sunt? 8. 10 plus 8, 18. Așa, câți iepuri sunt de clipa asta? Nu, câți iepuri? Câți iepuri? Sunt 5. 5 iepuri asta este. Deci răspunsul. Răspunsul la probleme este așa. Răspunsul înseamnă 5 iepuri și câte găini? Și 4 găini. 4 găini. 4 găini. Întrebarea este... Puișor. E corect? Numărul lor e total e 9? Da. 5 cu 4, 9. La picioare. Hai să vedem la picioare. Adică, voi ați făcut acolo. 4, 8, 12, 16, 20, 22. O sigur. 20 până aici la iepuri, da? Deci la 20 la iepuri. Ce mai am ales de picioare? E la 28. Corect! Sigur că da! Și 8 la iepuri. La găini. La găini. Și total, câte picioare sunt? 28? 28. Păi și foarte bine. Păi mi-a fost făcut de 5 ori iepuri. Și era bine de 5 ori. Pentru că mă dădea 20. Corect. Și 4 rămas găini, 4, 2, 8 și 12. 4, 2, 8. Da, și excelent. Da. Hai să mai vedem cu ăla pentru problemă. Deci, 9 capete. Și tu ai venit cu varianta. Ai dat un număr de picioare foarte tare de aici, ai gândit. Deci tu ți-ai fixat numărul maxim și numărul minim. Și acum cu numărul de picioare, vii cuprins cu numărul pe care îl indici între 18 și 36. Da? Pentru că am dat 8 de la 18. Pentru că am spus bun. Mergem mai departe. O altă problemă. Problema... Mai faceți problema. Tot nouă capete. De ce ai zis doi? Eu să aleg picioarele? Ce să aleg? Tot aici. 34. Ești foarte atent. Nu depășești pe 36. Nu. Deci ești atent. Vei da bine răspunsul. 34 picioare. Faceți problema cum? Câte acum, las câte doi, nu? Este să ia să văd așa. Știi? Parcă ar fi toate găini. Deci presupun că toate ar fi găini. Și atunci, dacă ar fi toate găini, ar avea câte două picioare, nu? Dar câte două picioare. Și acum, numărul de picioare, 2, 2, 2, 2, înseamnă 18. Da. Și acum ai scad din 34 cât ai dat tu. Numărul 2? Numărul 2? 18, așa este. Numărul 2, 18. Exact, ai pus la, ai simțit că 9 din 9 ori câte 2 face 18. Și acum, eu scad din toate picioarele, din 34. Eu scad pe cele care le-am consumat. Scad pe 18. Și cum mă descurc pe la scădere așa? 4 minus 8, 4. Cum? De 8 minus 4 fac 8 minus 4, 4. Dar de 4 zut 8 nu se poate. 8. De cine? În primă 10? Da. Da. Și ia 10. 10 minus... 8. Poți să fac un tip mecanic. Zero. Adică luăm 10 de la 3 și scădem pe 8, 2 cu 4, 6. Foarte și bine. 2 minus 1. 1. Bun. Am, deci, 16 picioare în plus. 16 picioare.
În plus, de unde vin aceste picioare? Puteți face mie pur 14. Așa, pe 16 trebuie să-l împărțim de două, până face mie pur. Și nu, cât punem la 16, la două picioare pentru a fi iepuri, cât îi mai trebuie? Trei! Trei iepuri mai trebuie să facem în grădină. Mai trei? Mai trei? Trei! Adică toate 16 minus 4. Adică 4. De trei ori. Da, asta 6 minus 4. Da. Noi deja avem două. Deci mai multe două. Ne dă 32, pentru că ne mai rămâne 2, o găină. Pentru că dacă facem 6 minus 4, ne va da 2 și atunci nu avem destule. Deci? Destule capete. Nu avem destule capete. Nu. Dar uite-te că noi facem așa. Deci luăm două picioare de aici, două, și le ducem sus. Și le punem aici, ăsta două. Și ce devine de acum? Iepure. Mai luăm încă alte două, de 16. Cât a rămas aici dacă am luat două? Mai rămas 14. Ia scădem două. Ia scădem 2. Minus 2. Și pe ăsta două unde le ducem? La celălalt. Adică nu știu care facem. Iepure. Și cât a rămas aici? 12. De 12 scădem un 2 și îl ducem, îl facem mai aici. Și găina a devenit iepure. Că e și acum, mai luăm un 2. Și găina a devenit iepure. Și cât a rămas? Cât a rămas? Rămas 10. Rămas 10. Și iau, dar mai aici. Încă un iepure, găină transformată în iepure. Găină transformată în iepure, asta este foaia tare. Mai câte doi, mai câte doi. Așa. Pe 10 care îl am aici, iar iau un 2 și îl duc la ăsta. Găină costumată în iepure. Găină costumată în iepure, corect. 8 au rămas picioare. Găină 2. Dăm două picioare, se duce aici două picioare. Găină s-a transformată în iepure. Urma 6 acum, da? 6 minus 2. Iar aici. Iar aici. Găina s-a costumat în iepure. Corect, s-a costumat în iepure. Și a rămas cât? 4 minus 2. Iarăși găina s-a costumat în iepure. Și cred că am greșit noi că... Adică... Nu. No. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 32 până aici și costă 2, 3 și 4. 36. 32 și cu 4 și cu 2. 32 și cu 2, 34. Bă, exact pe datul. E dat 34 de picioare. Deci, practic, asta e ideea. Vine gândit că toate ar fi numai trei și pe urmă le dă câte două, câte două, să știu că le costumăm, cum ai zis tu, că costumăm găinul și le dăm iepuri, da? Da. Și în felul ăsta transformăm iepuri și le dăm seama că împrăștiem picioarele astea, 16 picioare în plus, le-am zis două, mergi de 8 ori. Două, și iar două. De 8 ori și am costumat la picioare în plus. Foarte tare! Ne-am făcut o șmecherie acum. Deci, cum pornim? Pornim, parcă ar fi găini toate. Și după aia, iepurile și găinile costumăm în iepure. Așa, găinile costumăm iepure, ne mai dăm de două picioare și transformăm în iepure. Foarte tare! Hai să vedem încă o altă problemă. Tot așa, cu tot cu nouă capete, vreau să dai tu altă... Deci răspunsul care este aici. La problema asta care am gândit-o mai devreme, care e răspunsul? Cu 34 de picioare. Ai luat 34. Nu, care e răspunsul? Câți iepuri sunt? Asta vreau să spui. Câți iepuri sunt și câte găini?
Sunt 8 iepuri și o găină. Răspuns corect. 8 iepuri și o găină. Și una găină. Fac în total 9 aici, la capete. Da. Fac. La picioare să vedem la iepuri. Ia vedeți cu câte picioare la iepuri. 4, 8, 12. Eu fac mai înainte. 4, 8, 12, 16, 8, 20, 24, 26, 9, 24 și 4, 28, 32. 32. 32. Deci picioare 32. Iar aici o singură găină? 32 plus 2? 34. Păi sunt foarte bine, da? Nu mai trebuie să prindem șmecheria. Da? Hai să vedem o altă problemă. Te rog tot cu 9 capete, dăm tu numărul, arăt număr de picioare. Tot cu 9 capete. 9 capete. 22. Și 22 picioare. A, dar e greu. Mai e dat-o mai greu, dificil, nu? Pentru că nu am cam pericol, hai să spun asta. Păi, vedem acum. E ușor, e ușor. E ușor, știi cum să... Că scad din 20... Da, da! Mă rezolvam problema. Ai dat răspunsul de bine? Da. Te rog. De 4, 4 minus 12, 18. Deci, 22 minus... 4, 18. 18 minus 4. 18 minus 4. Deci... 14. Stai, stai că mă îndrepești, nu urmăresc eu programul. Și 14 minus 4, 10. Și 10 minus 4, 6. Și 6 minus 4, 2. Și cu o găină, 22. Deci câte spui că se vai avea? Hai să fac un desen. Ia să vedem dacă tu ai făcut așa de problema, nu am urmărit loc, să știi. Deci tot 9 capete fac și eu, da? Nu? Da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E bun două picioare cu spate că e? Nu, no, spuneți 4, ca să rezolvăm problema, ca să nu mai pierdem timp. Deodată? Da. 4. 2, 3, 4. 4. 4 ca să-mi dea 12. 12. Și până la găini? 12. Adică ce zici 12? Care e motivul? 12. Nu. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 2. Asta dacă... Dar nu rezi pe capetele. Că deci de 4, de 5 ori de 4, 1, 2, 3, 4, 5, și doi, și celălalt de găină fără picioare? Deci nu te duce după picioare, nu alergat după picioare. Hai să facem cum te-am învățat eu. Mai întâi, toate găini. Așa se merge cu șmecheria. Toate găini. Merge în chestia cu costumarea. Tot mai găini. Așa. Deci două. Toate, presupunem că toate sunt găini. Găini. Dacă toate sunt găini. Hai să calculăm mai întâi. Să vedem dacă ne dă rezultatul final, 22 de picioare. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Păi nu am bine așteptat 18, că am făcut noi calculul ăsta, la 9 capete, dacă toate sunt găini. Păi cum transformăm în iepure? Și am terminat problema. Deci din 12 de scădem pe 18. Nu 4, noi numai câte două picioare dăm. Două picioare dăm și ne dă 22 picioare. Dacă dăm două picioare... La ultimul, l-am făcut iepurie. Și nu ne dă două. Nu ne dă, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 și 4, 20. Păi,
Și voi ați transformat tot în... Vă l-ați transformat în iepure. Și acum? 14. Ia vezi acum. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 12, 16, 20. Da, deci 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22. Deci 22. Am mers foarte repede. Șmecherii au fost așa. Uite câte picioare am pus. Două aici și două aici. Am transformat în iepăr, adică le-am consumat. Da. Adică aveam patru picioare în plus. Patru picioare în plus. În plus. Și în condițiile astea, noi dăm câte două. Dăm o dată două și facem pegăina asta cu iepăr. Și mai dăm încă celălalt două și facem și pe asta la iepăr. Și atunci avem răspunsul corect, cum ai spus tu, răspunsul corect este 2 iepuri și 7. Și 7, sigur că până la 9, peste greșeală. 7 găini. Deci răspunsul corect, 2 iepuri și 7 găini. Mai dau problemă cu 9 capete. Tot cu 9 capete, îmi place asta. Hai să vedem cum mai multe bani. Nu, capete, vă dau 36. 36? Doamne. Mai dată cea mai grea. 36 de bani. Nu, e dificilă. Tu poți să dai răspunsul deodată? Nu, acum e grea. Ia, gândește-te. Păi câte picioare maxim trebuie să dai? 36, asta le-ai dat. Am dat 36. Adică spuneți mai iepuri. Bine. Păi, să vedem. 4. Ia vezi. 4, 4, 4, hai să vedem. Eu sunt, așa zic, eu sunt 9, 9 iepuri. 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4. 9, 9, 4. Că sunt 9, 9. 9, 4. Așa? 9, 4. Dacă ar fi... 8 plus 9, 18, 18 plus 18. Așa? 18 plus 18. 30 și... Și? Și 6. Cum ăsta era? Am făcut 9 ori 4. 9 ori 4 ai făcut, da? Deci a prins 9 ori 4. Deci de 9 ori pe... De 4 sau 4 ori 9? Eu vin lui mai bine 4 ori 9. Da? De 4 ori... Câte 9, 9 și 9, 18 și 18, 18 și 6. Pentru că eu vreau să fac de 4 ori 9. Că-ți vinea mai greu. Da? Deci, atenție cum, eu descoper acum, asta e spectacol și vă spun, în timpul muncii, în timp ce lucrăm, el zice 4 ori 9 înseamnă egal cu 9 ori 4. Se pune punct, dar poți să pui pentru ori așa, să te duci de X-ul ăla, să pui, da? Asta 9 plus 9. Așa, ce-am făcut? Ce-am făcut mai degrabă asta, 9 plus 9 plus 9 plus 9 de 4 ori. Nu, am făcut primele două 9, le-am transformat în 18 și atunci plus 9 plus 9, 18. Am adunat unitățile de la 8, de la fiecare 8, sau de la 2, de la 1 am dat 2, ne-a dat 6. Așa, așa cum 10 am, 6. 36. Și 10 și cu 10 și cu 10 am făcut de tine, 36. Foarte tare. Deci, el, în loc să spună 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 din 9 ori, mai degrabă îi vine la îndemână să facă 9 ori 4. 9 ori 4. Da? Nu, 4 ori 9. 4 ori 9, de 4 ori 9 și vine mult mai ușor. Așa. Da. Asta înseamnă faptul că ești atent. Ești foarte atent, sigur că da, ești foarte atent și prins din mers foarte multe lucruri. Deci, la întrebarea ta, cu câte? Cu 9 capete și 36 de picioare, răspuns corect, 9 iepuri. Toți au câte 4. Mai dăm altă problemă
urmează altă problemă, tot cu... Putem să facem cu 10. Nu, nu, cu tot cu 9 mai vreau să vă dau. Ok, vă dau 20. 9 capete. Și 20 de picioare. Și 20 picioare. De picioare. M-am dat un pic mai spate. Așa. Ia să văd, mai putea să-mi dai răspunsul direct? Câte greșești? Păi da. Că pot. Număr 2. Număr 2 e 18. Număr 2. 18, deci aici știi că dacă ar fi toate găini, e clar că ar fi doar 18 picioare. Dar fiindcă tu ai doar 20 de picioare, cele două picioare transformă găina. Așteptat, nu mai rămâne întâi găinile câte sunt. Câte picioare au găinile? Picioare au găinile, scădem cu picioarele și... Să vedem că avem un plus. Și cât avem un plus și... Eu mă distribuim câte două. Două. Și la final... Vom avea câți singuri sunt. Da? Și pe unde vreți mai mulți? Ia să vedem. Câte picioare sunt dacă am pus câte două? Două, patru, șase... Noi știm, nu am, știm, mă. 18. 9 ori 2. Da? Din 2. 9 ori 2. Deci, din 20, da, da, de dată problemă, scădem cu 18, ca să ne ce picioare în plus avem. Cât fac? Două picioare. Două picioare. 9 ori 2. În plus. În plus. Este 2 în plus. Ce faci cu aceste două? Le transformă în iepure. Așa, le-ai aruncat la ultimul sau la plus. Da? Și l-ai făcut. Gata, ai consumat tot. Ai consumat toate picioarele. Două plus și atunci cât ție purea? Un. Un singur e purea? 18. 18 minus 2 minus 2. De ce 18 minus 2? 18 minus 2, pentru ca să transformăm, ca să costumăm găină în iepure. Păi asta am făcut. Alea două care le-am avut în plus până la 20. Și rezultatul final o să-l... Un singur iepure și... Și... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erau toate 9 și la 2 un singur iepure. Deci răspuns corect. Un iepure. Și... Un iepure și... Dacă ne dădeam... Și 8 găini. Un iepure și 8 găini. Altă problemă. Tot o formulez acum. Tot cu 9 capete. 26 picioare. Pur doar deja prezentatul direct. Ori nu poți să mai direct? 6 ori 9. De ce 6 ori 9? 9 ori 6. Dar de ce 9 ori 6? Pentru ca să aflăm câte găini, ca să vedem și după aceea adunăm, scădem minus 26. Bun. Hai să începem tot așa. Deci supunem că toate ar fi numai găini. Și ar fi câte picioare consumate? 18. Și din 26 câte ai dat un problem? Scădem pe 18 care l-am consumat. Egal cu 0. Cum? De 26 minus 18? Aoleu, 26. Păi, 8 din 6 minus 18. Așteptați. Egal cu 18. 8. 18. Păi de ce? Hai să vedem. 8, așa. Am avut dreptate. 8 picioare în plus. Ia de picioare. Plus avem. Ce faci cu aceste 8 picioare în plus? Începem să vedem? 8 ori 9. Nu, nu, nu. Aceste 8 picioare în plus, da? Ce fac cu aceste 8 picioare? Încep să le dau câte 2. Le distribuim câte 2. Ca să mă găinile. Așa. Câte căi vom costuma în iepure, dacă am 8 picioare în plus? 8 picioare. Da. Câte căi? 4. 4, excelent.
4. Când o dată, două, două, două și două. Și am făcut 4. Ori 2, 8. Și deci câți e pus în? 5 la 4. Deci câți e pus în? Așteptați, 5 la 4. Dar de ce 5 la 4? Pentru ca să aflăm rezultatul. Păi asta vreau de la jur de oră. Asta vreau la tine acum. Număr iepurii. Număr iepurii. Sunt? 4. Răspunsul. 4 iepuri. Și 5 găini. 5 găini. Fac 4 cu 5, 9 e corect. Și acum dacă la iepuri deschideți picioarele 4 ori cât? 4 ori 4. 4 ori 4. 4 ori 4. 4, 8, 12, 16. Corect, corect. 16 la iepuri. 16 picioare aici. Și... la găini? 10 picioare la găini. Câte picioare am spus? 26 ai spus. 26. 10 și 16. Exact. 26. Vezi ce fain este? Deci toată șmecheria este să plece așa. Hai să facem. Vă dau probleme cu 10 capete. Imediat vă faceți face. Dar să-mi facem... Da. Acum începe. Dar să-i facem planul de lucru. Ca să ținem mai minte cum lucra. Deci, ne închipuim că toate. Câte ori fi capete? Primesc 199. Vreți? Îți dau și 199. Dar suntem în minte aici. Da. Prietenii noștri așteaptă asta. Deci, câte capete o da? Da. Are importanță. De toate le faci... 10 capete le faci cu toate? Maxim 20 și... Minim 20 și maxim 40. Perfect. Și după ce ai fixat lucrul acesta, dai ca număr de picioare cuprins între astea două parte, da? Între 20 și 40. Am deja? Ai 10 deja. 10 capete? Cu 10 capete? Da, clar, ca să nu pierd timpul. 10 capete și 38 de picioare. 10 capete. Deci 10 capete. Și 38 picioare. Poți să dai răspunsul? Direct? Da. 4 plus 4. Facem doar iepuri. Facem mai iepuri cu 38 de picioare? Cred că facem 4. Adică, faceți de acolo, de tablă. Da. Deci, 10 vreți să facă? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și fiindcă 38 de picioare... Adică 4. Așa. Plus 4. Da. Alo. Salut. Dar, Alexa. Alexa, eu sunt în lecție acum. Sunt direct la Prof Online acolo. Și, da, sunt în direct, vă pot vedea dacă vrei să vedeți la clasă. Bun. Și rămâne așa până la vreo 9 și jumătate. Jur de ora 9 și ceva, sună să vezi rău. Să te sună, să dai un pic pe telefon când a jucat acasă mai bine. Așa. Bun. Nu, nici nu existez. Da. Și al patru și pe bloc acolo. Zic. Da. Așa. Așa. Bun. Am nevoie de un sfat de la curs. Pare că se vrea cu materia la clasă de tot. Da. Uite cum faci. Acolo când intri la Prof Online, o să vezi, da, așa, scrie, dacă ești în situația lui Nicoleta, poți și tu. Și dacă dai click pe
grupul acela de lecții în care spune așa, dacă ești în situația unui colet acolo și tu, îl ajungi pe părintele respectiv și spui, uite, așa poți să faci. Intri pe prof online, intrăm la lecțiile astea și iei de acolo. Încep cum ai făcut tu de învățat matematică, așa poate și eu, că am dat acolo cu tabla mulțirii, cu adunarea numerelor, cu 78 și așa mai departe. Păi nu se poate grabă. Cu graba nu se poate rezolva treaba. La matematică trebuie un timp. Eu am lucrat o jumătate de an, zi de zi. Zi de zi și... Uite, asta îți face. Se intre acolo online acolo și se face treaba aceea. Dă-i tot grupul de lecții, dacă ești în situația lui Nicoleta, poți și tu, așa se intitulează. Pe partea stângă, acolo, când intri, există așa, scris, dacă ești... Clic aici, intri și vezi toate... Este posibil, Nicoleta, cu învățarea ta online. Nu știu ce numele voastră. Bun. Dar dacă... Da, bun, rolul tău este să-i ajuți, să le spui cum ai făcut, o fac și ei. Da? Da, ăsta e rolul. Da, da. Bine. Da. Bine, salut. Moldoveanu. Nu mai poate, nu se poate, e fapt simplic. O chemat un părinte să vadă, să-l ajute cu un copil. Și nu știi nimic și am amintit că și eu am avut o situație de asta în 2014. Și atunci, din experiența mea, se spune și lui cum să fac acum. Deci el se ocupă și face pregătire cu diverse copii. De la situația, o să te aduc mie la scrisoarea, să o citesc, vezi cam ce înseamnă un copil interesat. Cum a reușit să pună la punct să ajute și parția. Așa, hai să ne întoarcem aici. Ești cât de 4 să pun, da? 4. Pare n-ar fi fost... Așteptați. De ce ești tu cu 4? Eu am zis pentru că dacă facem cu 4, cred că ne va da 38. 38 se duce foarte mult spre 40. Mai aproape 38 de 40 decât de 20. Am dat veină, n-am mai adunat-o. Deci, practic... 40, ca să vă împărcați. Mai mult. Deci tu n-ai dat chiar 40, ai dat numai 38. Obiectivul tău din 38 este să, în seara, să avem aici posibilitatea să prăștem mai... Facem în cipuri, bra. 4, 8, 12, 16, 18, da. 22, 26, 36 și cu încă două. Și încă o dădăm încă o găină. 38. Excelent. Deci, practic, sunt câte? 1, 2, 3, 4. Nu le număr, din 10, 9 euro. Și o găină. Și una găină. Da. 9 euro și o găină. Deci asta ar fi problema. Pentru mâine, da. Când faci cu 10 capete, scrii 5 probleme. Deci, cu 10 capete, compui tu 5 probleme. Și numărul de picioare cât vrea el. Da, picioarele aici, aici e ea. Aici compune. Aici e compunerea. Ai înțeles? Poți să pun câte picioare vrea el? Păi da, dar știi. Și asta rezolv. Și și le rezolv. Cu 10 capete. O să le fac acolo. Și le rezolvi. Deci pui 10 capete și număr de picioare câte vrei tu, dar cuprins între cine numărul de picioare? Între 20 și 40. Știi asta. Asta este foarte tare. Adică 20 de 20. 22, 24, 26, da? Amor.
ai multe posibilități. Dar mai ai 5 ani cel puțin. Da. Sigur. Până... Ne oprim aici. La revedere. La revedere. Nu uitați să dați like și share. Sigur că m-am uitat. La propo.